Aici se, uite gheața, se vede gheața, gradul de congelare al mărfii. Administratorul Cherhanalei nu a putut prezenta documente de proveniență pentru cele 300 de kilograme de mel și aproape 100 de kilograme de pește din speciile cele mai căutate pe litoral. Întreaga cantitate nu era nici măcar etichetată și depozitată în condiții de siguranță. Poliția de frontieră a întocmit lucrare penală administratorului pentru deținere, transport fără documente legale a peștelui, icrelor sau produselor din pește. Cu o parte din cantitatea de mel și de mare și pește prezintă indicii improprii consumului de către populație, de aceea a fost solicitată o expertiză din partea reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare Constanța.